Și după cum vă așteptați, nu sunt deloc puțini bani. Vorbim aici despre un număr format din 9 cifre. Mai exact, Katy Perry a încasat în 2015 numai puțin de 135 de milioane de dolari. Puh. Pe locul 2, dar cu o sumă de asemenea uriașă, se află Taylor Swift, cu 80 de milioane de dolari, evident. Topul Forbes pentru cele mai profitabile artiste în 2015 include și nume ca Beyoncé, Lady Gaga sau Jennifer Lopez. În coada clasamentului se află Rihanna, ea reușind să încaseze doar, dacă putem spune doar, 26 de milioane de dolari. Slăbuți, nu? That's how we ball out.